Manifestul lui Tudor, România extremă urgență, cuprinde 10 puncte cheie, printre care mai multă putere cetățenilor în raport cu aleșilor, statul să fie partener pentru cetățean. Creșterea economică trebuie să se vadă în buzunarele oamenilor. Pensiile sunt drepturi bănești, ele nu trebuie impozitate. Banii pentru educație, sănătate, cultură și lupta împotriva sărăciei să fie investiții inteligente, nu cheltuieli publice. Facturile la toate utilitățile și serviciile să fie descărcate de costuri suplimentare. Tinerii și copiii acestei țări merită toți o șansă corectă pentru un start sănătos în viață. Cu aceste soluții vine candidatul UDMR Cristi Tudor în fața alegătorilor gorjeni.